Cercetătorii au crezut că egiptenii antici foloseau mumificarea ca mod de păstrare a corpurilor după moarte. Totuși, o expoziție de la Muzeul Universității Manchester din Anglia dezvăluie că nu a fost niciodată așa. În schimb, tehnica de înmormântare elaborată era de fapt o modalitate de a ghida decedatul spre divinitate. Cercetătorii de la Muzeul Universității Manchester din Anglia evidențiază această concepție greșită comună ca parte a pregătirilor pentru o expoziție numită Mumiile de Aur din Egipt, care va fi deschisă la începutul anului 2023. Această nouă înțelegere a mumificării la egipteni contrazice în esență o mare parte din ceea ce li se predă studenților despre mumii. Așadar, cum a înflorit această concepție greșită atât de mult timp? Campbell Price, curator al Departamentului Muzeal pentru Egipt și Sudan, a spus că ideea occidentală a început odată cu cercetătorii victorieni, care au stabilit, în mod greșit, că egiptenii antici își păstrau morții într-un mod similar cu cel în care ar fi conservat peștele. Raționamentul lor, ambele procese conțineau un ingredient similar, anume sarea. Cu toate acestea, substanța sărată folosită la egiptenii antici diferă de sarea folosită pentru păstrarea peștilor. Cunoscut ca natron, acest mineral, un amestec de carbonat de sodiu, bicarbonat de sodiu, clorură de sodiu și sulfat de sodiu, era abundent în jurul lacurilor din apropierea Nilului și servea drept ingredient cheie în mumificare. La fel ca egiptenii, egiptologii victorieni credeau de asemenea că cei decedați vor avea nevoie de trupurile lor în viața de apoi, ceea ce a adăugat și mai multă credibilitate înțelegerii greșite a practicilor de mumificare. Nu a ajutat faptul că a existat o obsesie biomedicală care s-a născut din ideile victoriene despre faptul că ai nevoie de corpul tău complet în viața de apoi, a mai precizat Price.